Am botezat subiectul din această dimineață, Cocoșul Evanghelist. Așa cum știți, Petru s-a lepădat, așa cum a spus Domnul, de trei ori, înainte ca să cânte Cocoșul. Și când a cântat Cocoșul, s-a întâmplat ceva extraordinar cu Petru. Petru și-a adus aminte de cuvintele Mântuitorului, a plâns cu amar, a ieșit afară. Și, practic, Petru s-a pocăit la predica acestui cocoș. Se spune că mulți predicatori le place carnea de pui pentru că vor și încearcă în felul ăsta să se răzbune pe cocoșul care l-a deconspirat pe Petru, pe, pe predicatorul ăsta. E un pastor american care zice că Uh, Păstorii de astăzi atâta carne de pui au mâncat că melodia lor preferată e I fly away, glory, I fly away. <laughs> uh, cocoșul din textul nostru a devenit celebru pentru că a cântat un mesaj care a schimbat viața unui om. La mesajul acestui cocoș, uh, Petru a plâns cu amar s-a pocăit de lepădarea sa față de Mântuitorul și a rămas uh, celebru și este unul dintre evangeliștii uh, special din Sfânta Scriptură, uh, de la care, cred eu, am putea învăța niște adevăruri foarte mari, foarte importante pentru viața noastră, pentru că fiecare dintre noi suntem chemați să fim evangeliști. Fiecare dintre noi trebuie să ducem vestea asta bună a Evangheliei mai departe. Vreau să subliniez că un creștin care încetează de a duce vestea asta bună mai departe altora, încetează să fie creștin. Noi nu putem să fim creștini dacă nu împărtășim mesajul mântuirii noastre cu alții. Din păcate, unii încetează să fie creștini pe bănțile bisericilor, pentru că vin să asculte întotdeauna mesaje evanghelice sau evanghelistice, se pocăiesc, zic ei, dar nu. Țin pentru ei vestea aceasta și nu mai spun la nimeni. Egoismul acesta este rău, păgubitor, și fiecare dintre noi avem obligația de a duce vestea aceasta bună a Evangheliei la alții. Haideți să învățăm de la cocoșul ăsta evanghelist câteva lucruri foarte importante. Ce putem învăța de la un cocoș? În primul rând, fă ceea ce poți face tu. Fă, fă ceea ce poți să faci. Spune Sfânta Scriptură că acest cocoș a cântat. Nu a încercat să facă ceea ce nu făcea el de obicei. Nu e așa? Nu a încercat să cânte ca un canar, de exemplu, nu? Și nici să vorbească ca un papagal. Exact ceea ce el știa să facă, ceea ce l-a făcut Dumnezeu pe el, a făcut, a cântat cum cânta el de obicei în fiecare dimineață. Nu-ți cere Dumnezeu niciodată să faci ceea ce nu poți să faci. Dacă Dumnezeu ne-a poruncit să vestim Evanghelia altora, nu ne-a poruncit să facem ceea ce nu putem să facem. Dacă putem să vorbim, dacă putem să ne deschidem gura și să spunem două cuvinte, putem să spunem aceste cuvinte îndemnând pe cineva să se întoarcă la Domnul, chemând pe cineva la biserică dând un îndemn cuiva să vină la Domnul. Uneori putem să facem lucrul acesta și fără cuvinte, putem să dăm o scriptură cuiva, nu e așa? O invitație să vină la biserică. Cred că din momentul ce Petru a auzit cocoșul ăsta, ori de câte ori a auzit un cocoș pentru restul vieții sale, cred că și-a adus aminte de lepădarea lui și de pocăința lui. Cred că așa influența a avut asupra lui Petru faptul că s-a împlinit cuvintele Mântuitorului și când a auzit cocoșul, el deja era lepădat de trei ori. Cocoșii cântă spre dimineață, nu-i așa? De seară, când Mântuitorul a fost arestat, probabil după, pe la ora 12 noaptea, din grădină, și până spre dimineață, când a cântat cocoșul, în orele acelea, Petru a reușit să se lepede de trei ori. Când a auzit cocoșul, și-a adus aminte de cuvintele Mântuitorului. Până atunci a, a fost el cocoș mare, nu-i așa? El nu se leapă de niciodată. El merge și la moarte cu Mântuitorul. E adevărat, el alți pot să o facă că sunt niște lași, dar el niciodată. El niciodată. Și când a auzit cocoșul, a plâns cu amar. Mai ales că, spune Sfânta Scriptură, ochii Domnului l-au căutat. Acolo, lângă foc, între oamenii aceia, Domnul a căutat și s-a uitat în ochii lui Petru. Și ochii Mântuitorului spunea așa, I told you so, ți-am spus că o să se întâmple asta. Nu mai crezut. Te-ai crezut puternic. Cred că pentru restul vieții sale, Petru, ori de câte ori a auzit un cocoș, și-a dus aminte de noaptea aceea și n-a putut, cred, să uite niciodată mesajul acestui cocoș. Știți că fiecare dintre noi avem o chemare din partea lui Dumnezeu, fiecare dintre noi avem un talent, fiecare din noi avem un dar pe care ne l-a dat Dumnezeu. Eu cred că Duhul Sfânt care dă darul Bisericii lui Hristos, dă darul creștinilor, dă fiecărui creștin cel puțin un dar. Și darurile pe care ne le dă Duhul Sfânt sunt pentru gloria lui Dumnezeu și pentru răspândirea Evangheliei lui Dumnezeu. folosește darul care l ai. Toate darurile lui Dumnezeu sunt date pentru folosul altora. Este interesant, așa spune Duhul, darurile Duhului Sfânt sunt pentru folosul altora, altuia. S-a dat Dumnezeu grai, folosește-l pentru gloria lui Dumnezeu. Un psalm sal, un spune așa, tot ce are suflare să laude pe Domnul. Apoi în altă parte spune, tot ce este în mine să laude numele Domnului. Tot ce este în noi. Cu ceea ce ți-a dat Dumnezeu, cu ceea ce este în tine, cu darurile lui Dumnezeu, laudă-L pe Domnul, răspândește Evanghelia, fă ceea ce poți să faci. Nu cere Dumnezeu să faci ceva ce nu se poate face. Un al doilea lucru, știți că slujba asta a noastră de a vesti Evanghelia nu este considerată importantă pentru lumea de astăzi. Lumea consideră propovăduirea Crucii lui Hristos o nebunie, nu-i așa? Iată ce spunea Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 17. -le. 17. Fiindcă propovăduirea Crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării nu o să fie prea multă lume încântată de mesajul tău. Sunt pentru lumea de astăzi alte slujbe mult mai importante, nu-i așa? Mă duc undeva și, mă rog, sunt întrebat ce slujbă am, unde lucrez. Și spun, sunt păstorul unei biserici. de cele mai multe ori este un zâmbet așa discret, ironic, așa. Altădată un, o sfrânceană așa ridic amirare, nu? Uh, oriunde te duci când spui că ești un vestitor al Evangheliei, munca asta nu este considerată prea importantă. Nenorocirea că nici măcar cei care beneficiază de munca noastră nu o consideră prea importantă, nu-i așa? Ce facem și popă ăsta, nu? La ce plătim noi pe ăsta, domnule? Auzi, stă jumătate de oră, zice ceva? Wow! Îmi spunea cineva că un, un, păstor se ducea la biserică, la lucru, și pe partea cealaltă a străzii, un alt frate care mergea și la lucru, pacea Domnului, frate pastor, rugați-vă și pentru aia care lucrează astăzi. <fie> Omul s-a tot gândit, mai interesantă concepție despre munca mea are fratele ăsta, nu e așa? A bate cuie undeva, e foarte important, nu? a face piese la un strung, e foarte important, a lucra la un computer, e foarte important, dar să vestește Evanghelia. Ce, a, aia asta nu e slujbă. Misionar, auzi domnule, misionar. Ce fac misionari ăștia, domn? Misionari au venit de pe câmpul de misiune din Africa și au spus că în Africa este 120 de grade la umbră. Și o bătrânică a spus, de ce trebuie să stea ei la umbră? Nu. nu? Dacă e așa de cald la umbră, nu? Trebuie să stai la umbră. Munca asta nu este considerată importantă. Nu? Cântarea cocoșului. Pasărea asta chiar vă place așa de mult, nu? Poate concura asta cu privighetoarea? Sunt păsări care cântă mult mai faine decât asta, domne, nu e așa? Cântarea cu coșul e considerat de la țară, banal, nu? Chestie țărănească. Numai la țară auzi așa ceva, nu? Sau dacă locuiești aproape de fil. Nu mai are cocoșul. L-a tăiat, bine a făcut cu el. Merită soarta cocoșului ăștia. Problema care este? Că lumea consideră că este ceva de la țară, retrograd, nu-i așa? Lumea dulează alte păsări, nu? Lumea din jurul nostru este fascinată de alte meserii, domnule, să fii sportiv, nu-i așa? Alegi după o minge până nu mai poți, toată lumea aplaudă și te plătesc de numai. așa -i? Artist de la Hollywood, stele de cinema, politicieni. Nu? Aștia sunt importanți. Nu? Noi evangeliști, domnule. Deci să nu te aștepți că lumea o să moară după cântatul tău. No way. În al treilea rând, nu te rușina de mesaj și nici de cel ce li ți l-a dat. Nu te rușina de misiune pe care o ai. Nu-ți fie rușine de Evanghelie, iată ce spune Apostolul Pavel, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Roman 1 16. Mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. Nu mi-e rușine de cântatul meu, Cocoșul nu se rușinează de cântatul lui, nu se simte jenat că l aud alții, nu? Așa cum suntem noi, mă, să nu se prinde că suntem pocăiți, nu? Vorbim ca ei, sau ca Petru, nu? Petru chiar spune Sfânta Scriptură că s-a blestemat, nu? Au vorbit așa ca și pescarii ăia, autentici, nu? Marinarii. A vorbit ca un marinar. Să nu se prinde aia că s -a... E, e cu Domnul, nu? Ne purtăm în așa fel să nu se prinde lumea, să se simtă bine. Nu? Interesant, lumea de astăzi este foarte jenată, foarte deranjată de prezența unui creștin, nu? De, de prezența numelui lui Hristos. Poți să zici într-o școală despre Mahomed, despre Buddha, poți să faci orice, nu? Poți să țopăi ca un indian, ăsta, nativ american... Și nu se supără lumea, domnule. Este ok, este fain. Poți să te închin la Mother Earth, la Mama Pământ. Poți să te închin la orice. Dar să nu spui numele Lui Hristos. Și creștinii spun să nu-i deranjăm pe aia alți, Coexist. Ați văzut chestia aia pe bumper din spate? Coexist. Toate simbolurile religiilor de astăzi. Să coexistăm. Să coexistăm prin faptul că cocoșul tace. Nu? Ce l-a apucat pe ăsta, mă, să, să trâmbițeze dimineața? Chris Rock zicea că într-o dimineață a fost la țară și la ora 5 o să... cânta cocoșul, domnule. S-a enervat, zice, there is no 5 o'clock for black people. <laughs> nu există ora 5 pentru negri. Cine l-a păsta pe ăsta, domnule, de, ce, de ce trebuie să cânți, domnule? Tași din gură, stai pe gardul tău, coexistăm. Începe să ne rușinăm de Evanghelie. Cocoșul nu are deloc sentimente de inferioritate. Bă, s-a pocăit numai unul singur la cântatul meu. Toată viața m-am urcat pe un gard și am, 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 am cântat. Unul singur să a pocăit, domnule. Merită efortul ăsta. Merită. Pentru că s-a pocăit un om și de la asta s-au pocăit milioane de alți oameni. nu așa? Dacă nu s-ar fi pocăit, Petru, cred că nu s-ar fi pocăit milioane de oameni. Pentru a avut o influență extraordinară. Dumnezeu nu are mici evangeliști. Toți evangeliștii lui sunt importanți în ochii lui Dumnezeu. S-ar putea să se pocăiască un singur suflet la predica ta, la cântatul tău, dar s-ar putea să se fie un biligrem. Și s-ar putea să fi întors mult mai mulți oameni la Dumnezeu datorită unui singur pe care l-a dus la Domnul decât să fie dus o sută. De aceea, orice cântat de cocoș evanghelic. Orice vestire a Evangheliei este importantă în ochii lui Dumnezeu. Pentru că orice om este important în ochii lui Dumnezeu. Nu te rușina de Evanghelie. Nu avem nimic mai, mai prețios și mai scump în această lume. Spune oriunde poți. Vorbește despre Hristos altuia. Numărul 4. Fii credincios slujirii, indiferent dacă oamenii te ascultă sau nu. Coco, cocoșul cântă la oră fixă, nu-i așa? Indiferent dacă îl ascultă lumea sau nu. Da, zămeră. Culmea. Ăsta cântă când lumea doarme. Nu. Nici măcar nu așteaptă să se trezească lumea, să-l audă și să-l aplaude. Nu? El cântă indiferent de anotimp, de vreme, de soare sau de ploaie, nu contează. Și așa de. Familiar sunt acum cuvintele Apostolului Pavel la 2 Timotei, capitolul 4, versetul 2. Propovăduiește la timp și ne la timp. Propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ciardă îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. La timp și ne la timp. Uneori ți se pare ne la timp. Uneori ți se pare ne la locul lui să-L vestești pe Hristos. Când noi ne-am întors la Domnul, nu perdeam absolut nicio ocazie de a ne întâlni cu cineva să să vestim pe Domnul. Pe tramvai făceam evangelizare de la om la om, pe tren făceam evangelizare de la om la om. Și țin minte că odată ne-am pus de gând, eram un grup de, de, de studenți, am, intrat, am urcat într-un motor din ăsta, așa îi spunea, motor. 4-5 vagoane, navetiști, și am hotărât să nu scape niciun vagon. De la capăt până la capăt, până la coadă, să vestim Evanghelia în orice compartiment. Sunt momente ne la timp. Folosește-le și pe acelea. Ți se pare ție că este ne la timp. Dar ceea ce spui s-ar putea să sune foarte puternic altă dată. Cuvintele care le rostesc s-ar putea să capete o importanță extraordinară altădată, în mintea și inima acelui om, când îi va cerceta Domnul pe oameni aceia. Știți că Dumnezeu nu ne cere să fim oameni de succes, ci să fim credincioși. Știți că succesul nu este altceva decât să fim credincioși? Ăsta este succesul. Succesul nu este o destinație, ci o călătorie. În al cincilea rând, nu te aștepta să fii popular. Nu aștepta ca să moară lumea după tine. Cocoșul nu se bucure de prea multă popularitate. Trezește oamenii din somn. Se alege cu blesteme în jurături în fiecare dimineață. Ok? Fiecare dimineață. În fiecare dimineață sunt niște făgăduieli că la prima ocazie o să fie tăiat, băgat în oală și fiert. Ok? Cineva îl jur în fiecare dimineață că îl trezește din somn. Nu te aștepta să fie popular uh, mesajul tău și să fie așteptat cu brațele deschise. Fi gata să primești o respingere altora. Fi gata să suferi pentru Evanghelie. Nu? Cum poți să suferi pentru Evanghelie dacă nu vestești Evanghelia aia? Cum poți să suferi pentru Evanghelie? Probabil nu numai modul acela, zicea, cineva mergea pe stradă cu un prieten, zice, vezi pe doamna aia. Și da, aia suferă pentru credință. Ce credință? Ce credință? Ce crede că poate purta pantof cu două numere mai mici decât <rători> săraca să chinuia. <rători> să chinuia la umblat, nu? <rători> suferă pentru credință. Cum poți să suferi pentru o Evanghelie dacă nu o vestești altora? Ia apucă -te și vestește Evanghelia și vei avea de suferit. Fi gata să primești respingerea altora. Nu toată lumea o să fie happy să-ți audă Evanghelia ta, cântatul tău. O să deranjeze Evanghelia. Evanghelia întotdeauna deranjată. În prima noastră călătorie misionară după Revoluție în România, am plecat cu formația Elim, aia cântau fain, formația aia cânta fain, cu Doru. Am plecat într-o călătorie, călătorie misionară prin România și am fost în 11 orașe, am cântat în stadioane, săl de sport, case de cultură, mă rog, unde am fost primiți. S-a încheiat turneul nostru la Baia Mare. La Baia Mare am fost la Casa de Cultură și noi aveam un obicei. Cum ajungeam în oraș, în orașul în care ne duceam, băieții din echipă aveau misiune vreo oră sau două să meargă prin oraș să răspândească tractate cu, mă rog, chemare la evangelizare, cu texte biblice. Știți, ce era un tractat biblic în perioada aceea. Toate au fost bune și frumoase. Cel mai harnic dintre toți l-a răspândit tractate era Babi, fiul meu. Ăsta le avea la el oriunde oprea mașina, ieșea afară, găsea un om, îi dădea un tractat. Și în Baia Mare s-a dus pe stradă să dea tractate creștine oșenilor. S-a ales cu niște înjurături, bietul băiat. N-am -au mai auzit în jurături până la ora aceea niciodată românești în halul ăla, pentru că a plecat de mic în, în România, din România a venit în America și ăștia l-au înjurat foarte urât. Și a venit transfigurat, șocat de, de cuvintele urâte care le-a auzit și nu-i venea să creadă că există oameni care pot să scoată asemenea cuvinte. Pentru ce, domnule? Pentru că le-a dat o invitație să-L primească pe Hristos, nu-i așa? Oamenii nu o să fie deloc fericiți de cântatul nostru. Și ca și cocoșul să ne întrezim cu blesteme, cu înjurături, cu respingeri și va trebui să suferim pentru Evanghelie. Dar nu te descuraja. Nu te descuraja niciodată. Cocoșul nu se dă bătut. Nu-și schimbă melodia indiferent dacă găinușilor lui le place sau nu le place cu ok? El are o melodie și pe -aia o cântă No matter what. Ok? Ăsta nu are nevoie să citească Chicken Soup for the Soul. Nu? <laughs> Supă de găine pentru suflet, nu? Știți serialul acela de cărți pline librările creștine de ale. Nu se, cocoșul nu se descurajează. Are o melodie, să ține de ea până la capăt. Până la capăt. Nu o să fie ușor. Nu o să fie întâmpinat cu aplauze. Nu o să se pocăiască probabil multă lume. Dar nu te descuraja, continuă mai departe să vestești mesajul lui Hristos. Nu ai nimic altceva mai bun și mai frumos de făcut decât asta. Nu este ceva mai glorios și mai frumos decât mesajul Evangheliei. Este nebunie pentru lume, o să te trateze ca pe un nebun, dar nu descuraja. Mergi, mergi mai departe. Ai tenacitatea aceea. Pe care o are cocoșul, el cântă aceeași melodie toată viața lui. Și în final, făți ți slujba bine, făți ți slujba bine. Cocoșul a predicat cui trebuia la timpul indicat de Dumnezeu. Nu? Eu cred că Dumnezeu a avut un mesaj special pentru cocoșul ăla. L-a trimis la. Acum nu știu dacă marele preot să avea găini. Ba, nu cred că ăsta primea găini. <gântu -i> nu veneau ăștia cu rața, cu găina, cu curcanul, cu mielul la marele preot. Dar nu cred că să aveau un cotez de găini acum. Dar aveau vecinii. Nu? Aveau vecini Și cred că Dumnezeu a vorbit unui cocoș din vecini. Ia urcă tu pe gardul marelui preot în noaptea asta, așa la ora 5 dimineața, și tragi un cucurigu, trei, unul după altul, așa. Și a cântat, a cântat exact unde trebuia, a cântat la timpul potrivit și să-l aude omul potrivit. Petrul l-a auzit și a adus aminte de cuvintele Domnului, s-a pocăit și viața lui s-a schimbat. Fă slujba bine, indiferent dacă o să fie apreciat sau nu. Eu nu cred că după asta a primit așa o, un pum de grăunțe, <laughs> bravo good boy Charlie, cum zic eu la Charlie când face ceva de... Nu, no, nu cred. Îi dau un trit. Nu cred că cocoșul ăsta a primit vreun trit. A primit vreun pumn de grăunțe după cucurigul ăsta lui pe gardul vecinului. Nu cred. El nici măcar nu a cântat numai atunci când primește grăunțe. Nu? eu păi, că am predicat dacă am primit ceva, nu? Dacă Domnul ne-ar binecuvânta, n-a predicat Evanghelia pentru recompense. Predică Evanghelia Domnului Isus și nu aștepta recompense de la oameni. Nu aștepta niciodată să te primească bine, să te aplaude, să te recompenseze. Nu, nu aștepta asta. Pentru cel care recompensează este Domnul. Credincioșia o va aprecia Domnul. El va, va spune într-o zi, bine, rob bun și credincios. Te-am pus peste puține lucruri și ai fost credincios în alea puține. Te-am pus peste multe și ai fost credincios în alea multe. Te-am pus să cânți și ai cântat. Te-am pus să vestești Evanghelia și ai vestit-o. N-a scăpat nimeni. Colegii de lucru, vecinii, toți au fost invitați la biserică. N-ai restanțe. Gândiți-vă bine la asta. În concluzie, vreau să amintesc doar câteva lucruri. Am putea foarte multe lucruri să învățăm de la acest cocoș, nu-i așa? Biblia e plină de niște predicatori foarte ciudați. Poate ca n-a să, să îi luăm la rând. Unul dintre ei este măgărița lui Balam, nu? În care am putea învăța foarte multe lucruri de la ea. Unul dintre păstorii din America, nu prea era al grozav cu engleză, a pus-o pe nevastă sa să înregistreze pe tape mesajul. Când sună cineva, auzeau vocea soției pastorului, a sunat la... ne pare rău, știți, într-o engleză de aia superbă, știa foarte bine engleză. Și era un frate care tot suna la păstor și nu, nu răspundea. Avea obiceiul că vorbea tot cu mașina. Și asta se enervează într-o zi și cum era un de la țară, zice, bă, frate, de câte ori sună la tine, numai cu măgărița ta vorbesc. El, el voia să facă aluzie la măgărița lui Balam, nu? Dar nu la nevastă sa, da? Mă rog, așa s-a nimerit. Am putea învăța multe de la corbii lui Ilie, nu-i așa? Sunt câțiva evanghelieși de așa ciudați în Biblie, poate n-aș ca să o lăm pe rând, așa, într-un serial. Eu nu știu cum o sfârșit-o cu asta. În mod sigur, în oala de supă a unei gospodine, nu? Făcut ceva Kentucky, fried cocoș, cineva din el, cine știe ce pane o fi făcut, da, supă probabil că au făcut că evrei de la ei se pare că avem noi supă asta. Indiferent cum a sfârșit-o, a rămas celebru pe paginile Bibliei pentru că a cântat, a cântat când a trebuit și mesajul lui a ajuns la cine avea nevoie de el. Avea la cine avea nevoie de el. Iată câteva lecții pe care în această dimineață am încercat să le învățăm de la acest cocoș evanghelist. Haideți să le repetăm, am de seama toată lumea a luat notițe. Fă ceea ce poți să faci, fă ceea ce poți să faci. Dumnezeu nu așteaptă să faci ce nu poți. Lumea nu o să considere munca ta importantă fă-o totuși, nu pentru ce spune lumea despre ea, ci ce spune Domnul despre ea. Nu te rușina de mesajul care îl ai, pentru că este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecărui care crede. Fii credincios celui ce te-a trimis și mesajului, indiferent dacă te ascultă oamenii sau nu te ascultă. Nu te aștepta să fii popular. Nu te descuraja și făți slujba bine și fă până la capăt. Astea sunt câteva lecții pe care le putem învăța de la acest cocoș evanghelist. Aș vrea să facem o rugăciune cu care să încheiem întâlnirea noastră din această dimineață și să ne rugăm Domnului să ne dea înțelepciune, să ne facem slujba bine. Noi nu putem, nu putem continua ca biserică să venim aici și să așteptăm ca, mă rog, cocoșii noștri aleși, nu? să aducă oameni la biserică. Nu, 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 ne putem aștepta la asta. Eu am un obicei și îl spun foarte des. Nu ciobanii nasc miei, ci oile fac miei. Oile fac miei. Dacă noi suntem turma lui Hristos, fiecare dintre noi o ai în turma lui Hristos, trebuie să aducem miei, trebuie să aducem alte oi la biserică. Este responsabilitatea fiecare dintre noi să vestim Evanghelia. Nu numai acelora care sunt aici și ajung la microfon. Pentru că cei care au nevoie de Evanghelie nu sunt neapărat numai în biserică, sunt în afara bisericii. Și acolo mergem toți dintre care suntem aici, și fiecare dintre noi putem spune cuiva despre Hristos și să le chemăm la Hristos. Haideți să ne rugăm ca Domnul să ne dea putere și înțelepciune să facem lucrul acesta. Ridicați în picioare să ne rugăm Domnului și să îi cerem putere și înțelepciune să fim niște evangeliști eficienți pentru slava sa și pentru mântuirea multora din jurul nostru. Să ne rugăm Domnului.